Cea de-a 35-a ediție a Sinfoniei Lalelelor va avea loc în perioada 27-29 aprilie. Cu această ocazie, primarul Tudor Pendiuc va oficia cununii cuplurilor dornice să-și unească destinul, chiar în perioada în care celebrăm sărbătoarea tradițională a Piteștiului. Edilul a reluat acest obicei după mai bine de 10 ani. Cine dorește să fie oficiat în cadrul Sinfoniei Lalelelor, cu mare plăcere voi oficia acolo. Nu este o idee nouă, este o idee pe care mi-a dat-o cineva din primărie. Domnul mi-a dat, de ce nu reluați practica? Este o practică de acum câțiva ani. Cei care doresc să se căsătorească de Sinfonia Lalelelor trebuie să depună actele la primăria Pitești cu 2 săptămâni înainte de oficierea căsătoriei. Ceremoniile vor avea loc la Casa Cărții printre lalele.